Corvinul a făcut antrenamentul oficial pentru partida revanșă cu vicecampioana Croației din preliminariile Europa League. Albalbaștrii au lotul valid pentru meciul de joi seara programat la ora 21. Hunedorenii vor fi susținuți de 270 de suporteri care vor sta într-o peluză amenajată sub formă de cușcă. Antrenorul Florin Maxim a vorbit despre dificultatea meciului și a evidențiat puterea adversarilor, dar și încrederea în echipa sa. Știam ce fel de echipă întâlnim. Este o echipă de alt nivel. Niște meciuri de alt nivel pentru că ne aflăm în Europa, dar m-au surprins puțin cei de la Rijeka pentru că i-am simțit mult mai puternici pe viu față de ce părere îmi făcusem de meciurile pe care le-am văzut pe video. Sunt o echipă tânără, o echipă formată din jucători buni, individual, unul la unul, jucători luptători, cum este și campionatul Croației. Am mai văzut câteva meciuri disputate între echipele bune ale campionatului și asta îmi place. Sunt niște jucători care și-au văzut efectiv de joc, au fost combativi, au vrut să câștige fiecare minge. Capitanul Alexandru Neacșa spune că planul pentru retur e pus la punct. Ne așteaptă o partidă destul de dificilă, pentru că i-am văzut și pe video și în meciul disputat contra lor săptămâna trecută. Plecăm încrezători pentru că știm ce avem de făcut, urmăm un plan bine pus la punct și sperăm să fim victorioși după partida de mâine.